Mitropolia Basarabiei va construi o catedrală și un centru cultural românesc la Bălți. Terenul pe care va fi ridicat lăcașul sfânt a fost deja achiziționat cu sprijinul financiar al Guvernului României. Potrivit episcopului de Bălți al Mitropoliei Basarabiei, preasfințitul Antonie, proiectul reprezintă o investiție pentru viitorul neamului românesc din nordul Republicii Moldova. Ne dorim foarte mult să înălțăm o catedrală, să avem un centru eparhial, un centru misionar cultural. Vedem cât ne permite locul, ne vor spune arhitecții cum mai bine să așezăm clădirile ca să fie eficient și să fie și estetic, frumos și pentru oraș. Terenul pe care va fi ridicat Centrul Cultural Românesc are o suprafață de peste 70 de ari și costă 270.000 de euro. Guvernul României a achitat deja suma de aproape 250.000 de euro. Catedrala va fi ridicată după proiectul mănăstirii Zosin din județul Botoșani. Cheltuielile, cred că vom reuși să ridicăm acest complex spiritual românesc. Vom ridica, sigur, ne va ajuta Dumnezeu, dar vom ridica cu ajutorul fraților noștri de peste Prut. Vrem să ne adresăm către fiecare eparhie de peste Prut, din țară, dar și cele care sunt peste hotare. Suntem conștienți că nu ne va fi ușor, dar sperăm și avem credință puternică că noi vom reuși. Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bălți a fost de asemenea ctitorită de Mitropolia Românească cu aportul episcopului Visarion Puiu. Edificiul are statut de monument istoric și arhitectural. În prezent, Biserica Catedrala Eparhiei de Bălți și Fălești este subordonată Patriarhiei Moscovei.